Bună seara! Sâmbătă, echipa Fanion a județului Vrancea, CSM Focșani 2007, a obținut cea de-a treia victorie în actuala ediție de campionat, reușind să învingă cu scorul de 2-1 formația CSM Pașcani. Focșănenii au deschis scorul în minutul 16 prin Săpunaru, au ratat multe ocazii de gol și s-au văzut egalați în minutul 63. Când nimeni nu se mai aștepta, Claudiu Mihai a executat magistral o lovitură liberă și a adus o victorie meritată. În urma acestui rezultat, CSM Focșani 2007 a urcat pe locul 5 în clasament, având 13 puncte. Pe primul loc se află Suporter Club Oțelul Galați cu 18 puncte. Etapa următoare, echipa noastră va întâlni în deplasare Avântul Valea Mărului. În continuare, vă invit să urmăriți rezumatul și interviurile realizate după terminarea partidei dintre CSM Focșani 2007 și CSM Pașcani. Ambele formații vin după două victorii obținute în etapa trecută. CSM Focșani a învins în deplasare pe Sănătatea Dărăbani cu scorul de 4-2. Pentru formația noastră au marcat Manu, Pasăre de două ori și Remus Popa. Iar oaspeții CSM Pașcani au obținut prima victorie din campionat împotriva echipei AFC Odorheiu Secuiesc, reușind să se impună cu scorul de 3-2. O vreme foarte frumoasă aici pe stadionul Milcovul. Așadar, avem toate premizele unui joc frumos. Arbitrii acestei partide sunt Florescu Valentin, ajutat de Peter Iosif și Ciuraru Robert din Sfântul Gheorghe. Observator pentru brigada de arbitri, Burloiu Daniel din Galați. Observator de joc, Chiriazic Constantin din Tulcea. Parlac acum o minge lungă pentru Săpunaru. Și va fi o repunere din colțul careului de 6 metri. În ultimul meci disputat pe teren propriu de către CSM Focșani 2007. Elevii lui Vasile Burgă și Adrian Tom au terminat la egalitate 0-0 cu Bucovina Rădăuți. Să sperăm că astăzi focșănenii se vor impune și vor acumula alte 3 puncte în clasament. Ia
dată pe pasăre. Claudiu Mihai pe partea stângă întoarce înapoi pentru Manu. Valentin Ion. Sunt și multe absențe în tabăra echipei noastre. Este vorba despre Negoescu, Mitală, Panaite, Negoiță și Predoiu. Jucători care sunt accidentați. Degajează Beșa, lung spre pasăre, acesta obține o lovitură liberă. Nu este de fapt o lovitură liberă pentru echipa din Pașcani. CSM Pașcani este o echipă de tradiție pentru Liga 3. De mulți ani evoluează în cel de-al treilea eșalon al fotbalului românesc. Iată, oaspeții beneficiază acum de o lovitură de la colț. Arbitrul Florescu Valentin a chemat doi jucători pentru a-i atenționa. Iată o primă ocazie. Claudiu Mihai a respins de pe linia porții. Prima șansă de gol pentru CSM Pașcani. Chiar în debutul partidei. Ne aflăm în minutul 10 al partidei și scorul dintre CSM 2007 Focșani și CFR Pașcani este 0-0. Din tribune se aud încurajările spectatorilor prezenți la meci, aproximativ 2-300 de spectatori au venit astăzi să urmărească această partidă din cadrul etapei a 8-a campionatului Ligii a 3-a, dar ne aflăm la jumătatea turului. Parlac își caută un coechipier, îl găsește pe Dediu, acesta însă a scăpat mingea în afara terenului de joc. Iată și rezultatele înregistrate până în acest moment de CSM Focșani. 0-0 cu Aerostar Bacău în prima etapă, pe teren propriu. Apoi tot 0-0 în deplasare cu AFC Hărman. 1-1 pe teren propriu cu ACS Suporter Club Oțelul Galați. Înfrângere cu 2-1 la Odorheiu Secuiesc. Victorie pe teren propriu, 8-0 cu Metalosport Galați. Un alt rezultat de egalitate pe teren propriu, 0-0 cu Bucovina Rădăuți. Și o victorie în deplasare, etapa trecută la Derăbani, scor 4-2.
Iată-l pe tânărul portar al focșănenilor, a Penciu Cesei. A ieșit și a reținut de la marginea careului. Antrenorul Vasile Burgă l-a trimis încă de la începutul partidei pe Apenciu Cesei în teren. A considerat că este un meci mai ușor cu o echipă care se află pe locul 14 în clasament. Claudiu Mihailas pentru Manu. Manu încearcă o diagonală, însă mingea este trimisă direct în brațele portarului echipei din Pașcani. Claudiu Mihai, Valentin Ion încearcă să accelereze fotbaliștii noștri, o pasă pentru Lupu în interiorul careului, acesta recentrează și va fi lovitură de colț pentru echipa gazdă. Lupu a încercat o centrare. Cred că putea să și șuteze din acea poziție. Iată, tot el se pregătește să execute lovitura de colț. Bine executat cornerul, Parlac nu reușește să reia și va fi o lovitură liberă pentru CSM Pașcani. Pasăre pe partea stângă, la marginea careului și va fi din nou lovitură de colț. Iată, încet, încet, focșenenii se apropie de poarta adversarilor. Încearcă să marcheze încă din primele minute ale partidei. Reasă Punaru și este 1-0 pentru CSM Focșani 2007. Lupu a executat foarte bine lovitura de colț și iată că Săpunaru a reluat cu capul în poarta oaspeților în minutul 16 al partidei. Se deschide scorul aici pe stadionul Milcovul. CSM Focșani 2007 conduce cu 1-0. E bine că focșanenii au reușit să marcheze repede. Mingea ajunge însă în brațele portarului echipei CSM Pașcani. Acesta degajează lung până dincolo de jumătatea terenului. Dediu foarte bine cu capul. Valentin Ion trimite în afara terenului de joc. Săpunaru pentru Claudiu Mihai. Pierde Claudiu Mihai. Intervine însă Beșa.
se apără cu întreaga echipă. Pășcăneni în propria jumătate de teren. Echipa noastră caută spațiile pentru a pătrundere spre poartă. Iată-l pe Manu. Un dribling frumos al acesteia, o centrare foarte bună și pasăre din 6 metri trimite cu capul peste poartă. Foarte frumoasă acțiunea lui Manu. L-a găsit bine în careu pe pasăre, însă atacantul focșenean a trimis peste poartă dintr-o poziție bună. Focșeneni încearcă să construiască un nou atac. Beșa pentru Manu, lipit de marginea terenului. Claudiu Mihai intervine și va fi aruncare de la margine. Oaspeții nu reușesc să iasă din propria jumătate de teren. Claudiu Mihai din prima înapoi până la Penci Cesei. Repetate ale focșanenilor la jumătatea terenului. Din nou o minge lungă fără sorți de izbândă. Lovitură de colț acum pentru echipa oaspete. Ne respinge Parlac pentru moment. Iată, Zaharia recuperează, l-angajează pe Manu, acesta are o viteză bună. Însă nu reușește să intre în posesia balonului. Se acordă o lovitură liberă spre nemulțumirea băncii noastre de rezervă. Ne aflăm în minutul 32 al partidei. Scorul este 1-0 în favoarea echipei CSM Focșani 2007.
Valentin Ion este faultat în propria jumătate de teren. Manu, dribling frumos al lui Manu, acesta șutează la colțul scurt, lângă bară, însă a intervenit foarte bine portarul echipei din Pașcani și a respins mingea în corner. Bun jocul făcut de Manu, foarte activ mijlocașul focșănean în aceste prime 35 de minute. Lupu execută această lovitură de la colț și iată că în cele din urmă oaspeții scapă fără gol. Zaharia a fost aproape să marcheze pentru 2-0. De la margine se ridică Fanionul, a fost o poziție de offside. Margine se aud îndemnurile celor doi antrenori, Vasile Burgă și Adrian Toma. Din nou lovitură de colț pentru CSM Pașcani. Prin Pasăre venit în sprijinul apărării și acum o posibilitate de contraatac prin Manu. Foarte bună pasa lui Manu pentru Pasăre. Acesta îi trimite mai departe pe partea dreaptă lui Dediu. Din nou Manu în interiorul careului, un dribling, un șut, respinge în față portarul oaspeților, însă nimeni nu a fost acolo să reia această minge. Frumoasă acțiunea de atac. Ionuț Manu pune mereu în pericol apărarea oaspeților atunci când se află la minge. Să-l vedem acum pe Lupu pentru Claudiu Mihai. Din nou mingea ajunge în brațele portarului de la Pașcani. Aceste mingi lungi nu-și găsesc destinatarul.
Foarte bine, Manu pentru Pasăre, acesta șutează din prima. Cu piciorul stâng, mingea însă a trecut pe lângă poartă. Emoții, pentru ce se a încercat să degajeze, până la urmă a ieșit bine, iată-l acum pe Pasăre, pe partea dreaptă, a încercat să centreze, a fost blocat și va fi lovitură de colț. Ne aflăm în minutul 45, cred că este ultima fază a primei reprize. Manu execută. Din nou centrarea lui Manu. Este însă lovitură de la poartă. Arată asistentul acestei partide. O neînțelegere între cei doi arbitri. Iată că se încheie primele 45 de minute. La pauză, CSM Focșan 2007 conduce pe CSM Pașcani cu 1-0. Iată că de puține momente a început repriza secundă a meciului dintre CSM Focșani 2007 și CSM Pașcani. La pauză, scorul este 1-0 în favoarea echipei gazdă. Golul a fost marcat de Săpunaru în minutul 16. Pe Zaharia, acum Săpunaru încerca să centreze, cred că la pauză antrenorii echipei noastre nu au efectuat nicio înlocuire. Așadar, pe teren pentru CSM 2007 Focșani se află Apenciu Cesei, Parlac, Beșa, Săpunaru, Mihai, Dediu, Manu, Valentin Ion, Zaharia, Lupu și Pasăre. Antrenorii Vasile Burg și Adrian Toma. Atropemanu încearcă un șut de la distanță, mingea rămâne în posesia echipei noastre. Claudiu Mihai încearcă să pătrundă. Din nou Manu. Iată că este faultat. Foarte activ a fost Manu în primele 45 de minute. Va fi o lovitură liberă. Zaharia și Lupus sunt în preajma balonului, să vedem cine va executa. Lupu pentru Manu.
Au încercat o schemă jucătorii echipei noastre. Schema de jucată de apărătorii echipei din Pașcan, care aruncă acum de la margine. Parlac pentru Dediu. Acum Săpunaru întoarce înapoi a Pincicesei. Beșa, pase între fundași și centrale. Pressing al echipei din Pașcani. Prea pe piept Săpunaru. Foarte bun control balonului. Este faultat Săpunaru și va fi o lovitură liberă care se anunță periculoasă de la aproximativ 22 de metri de poartă. Este o poziție care îi convine lui Claudiu Mihai. El a mai înscris goluri din lovituri libere, chiar în meciul de baraj cu Teiul Poiana Teiului. A reușit să aducă atunci victoria pentru CSM Focșani. Lovește foarte bine mingea cu piciorul stâng. Iată, zidul este așezat la distanța regulamentară. Șutul lui Mihai pe poartă! Paradă frumoasă a portarului de la CSM Pașcani. Cred că focșanenii vor încerca să se desprindă cât mai repede pentru a nu avea emoții pe final. În etapa trecută, CSM Focșani a condus cu 3-0 la Derebani. Gazdele au marcat atunci de două ori. Pentru 3-2, însă pe final, focșanenii au mai marcat o dată și a reușit prima lor victorie în deplasare din acest campionat. Zaharia pentru Valentin Ion pierde mingea. Oaspeții sunt acum în posesie, însă nu găsesc soluții. Mulți juniori în echipa din Pașcani, o echipă tânără. În clasament, CSM Focșani se află pe locul 7 cu 10 puncte. Dacă ar câștiga astăzi, ar acumula 13 puncte și ar mai urca în clasament una sau două poziții. Pentru că echipa de pe locul 6, Cetate Râșnov, stă în această etapă. Iată-l pe Săpunaru, reușește preluarea, însă este deposedat și mingea este trimisă în corner. Manu trimite o centrare, boxează portarul oaspeților, Zaharia. A încercat să șuteze. Tot Zaharia, însă a scăpat mingea în afara terenului de joc. Mai
Claudiu Mihai, o incursiune pe partea stângă. Este o nouă lovitură de colț de pe partea stângă. Lupu execută foarte bine la colțul scurt, însă atent portarul oaspeților reține. Iată și rezultatele înregistrate în Liga a doua. Dar să urmărim această acțiune de atac. Pasăre îi pasează lui Manu, are o poziție bună de a șuta. Bară și mingea refuză să intre în poartă. Mingea trimisă de Manu pe jos la firul ierbii a lovit stâlpul din stânga al porții și a revenit în teren. Iată rezultatele înregistrate în Liga a doua. Chindia Târgoviște, Metaloglobus, București 3-0. Dacia Unirea Brăila, CS Mioveni 2-2. FC Argeș, Academia Clinceni 1-1. Foresta Suceava, Dunărea Călărași 0-2. Luceafurul Oradea, CS Afumați 1-2. Șutul lui Claudiu Mihai, mingea trece peste transversală. Știința Miroslava, Olimpia Satu Mare 2-1, Ripensia Timișoara, CS Balotești 1-2 și Sportul Snagov, Pandurii Târgu Jiu 0-0. Focșănenii au început bine această repriză secundă, au avut și două situații de a înscrie. Caută să marcheze cât mai repede golul 2. Iată-l pe Manu. Acum Lupu. Șut de la distanță al lui Ștefan Lupu. Mingea trece însă peste poartă. Etapa următoare, focșănenii vor evolua în deplasare cu Avântul Valea Mărului, o echipă care se află pe locul 13 în clasament, o deplasare unde pot obține puncte. Iată că după un început de campionat mai dificil cu echipe puternice, în ultimile etape, focșănenii întâlnesc echipe mai accesibile. Echipe cu care se pot face puncte. O clasare cât mai bună în actuala ediție de campionat este obiectivul echipei din Focșani. Iată-l pe Manu, bună centrarea lui Manu, Pasăre nu reușește să reia spre poartă. Nu cred că oaspeții au trecut de jumătatea terenului în această repriză secundă. Iată-l pe Valentin Ion, este o dominare totală a focșănenilor Lupu. Însă dominarea nu se concretizează. O nouă lovitură liberă liberă pentru CSM Focșani. Lupu a fost faultat aproximativ 20 de metri de poartă. Dacă
Valentin Ion ia mingea și se pregătește să execute. Este posesorul unui șut puternic. Un zid format din 5 jucători. Valentin Ion, mingea trece peste transversală. Nu a găsit spațiul porții. Focșanenii construiesc cu calm un nou atac. Beșa, din nou aspeții sunt cu întreaga echipă în propria jumătate de teren, o apărare aglomerată. Lupul angajează pe Zaharia, iese portarul și reține, iată, recuperează Zaharia, șutează și mingea lovește transversala. Din nou șansă de gol. Zaharie a încercat să lobeze mingea peste portarul ieșit. Iată un șut periculos și oaspeții marchează. Este greșeala portarului Apenciu Cesei, care nu a fost atent. Iată că ocaziile se răzbună. În minutul 62, CSM Pașcani reușește egalarea. Dacă nu au reușit să înscrie focșenenii din situațiile care le-au avut în această repriză secundă, iată că oaspeții au marcat la o fază care nu anunța nimic. Este o aruncare de la margine pentru CSM Pașcani spre nemulțumirea băncii de rezerve a focșanenilor. Iată pericol la poarta lui Apenciu Cesei. Pașcanenii se află în atac. Degajează Parlac, mingea rămâne în posesia oaspeților, protejează Săpunaru și va fi lovitură din colțul careului de 6 metri. Iată că arbitrul întâlnirii a arătat minutele de prelungire, 4 minute mai au la dispoziție focșănenii să înscrie golul victoriei. Iată-l pe Pasăre pătrunde în careu, centrare! Mingea este trimisă prea puternic și Budeanu nu mai ajunge.
trage de timp portarul echipei din Pașcani. Iată oaspeți periculoși, acum intervine săpunarul. Beneficiem de o lovitură liberă de la jumătatea terenului. Execută greșit Beșa, s-a grăbit. Acum recuperează Claudiu Mihai. Este oprit prin fault Claudiu Mihai. Este necesară intervenția medicului. Un jucător al oaspeților este căzut pe gazon. Ce păcat că focșănenii au irosit multe ocazii în această partidă. Iată-l pe Claudiu Mihai. Aglomerație mare în careul oaspeților. Claudiu Mihai va arunca mingea. Budeanu de la distanță, însă mult peste poartă. Un rezultat de egalitate care nu este unul echitabil. Practic, echipa din Pașcani nu a contat în atac, însă a fost de ajuns ca oaspeții să înscrie un singur gol. Cred că focșănenii vor înregistra cel de-al cincilea rezultat de egalitate în actuala ediție de campionat, dintre care patru pe teren propriu. Ultimele încercări ale focșănenilor pentru a obține victoria, însă oaspeții s-au grupat foarte bine în defensivă. Acum săpunaru pentru Manu. Va fi o aruncare de la margine. Remus Popa înapoi pentru Manu. Un hands comis și va fi o lovitură liberă. Cred că este ultima fază a acestei partide. Toți jucătorii echipei CSM 2007 Focșani se află în careul oaspeților. Claudiu Mihai, să vedem dacă va centra sau va trimite direct spre poartă. Thank you.
Audi Mihai direct spre poartă și gol! Claudiu Mihai marchează un golazo! Direct în vinclu, bucurie de nedescris în tabăra echipei noastre. În minutul 90 plus 5, Claudiu Mihai reușește să aducă victoria echipei CSM 2007 Focșani. Claudiu Mihai și-a asumat responsabilitatea și a trimis direct spre poartă. Este unul dintre cele mai frumoase goluri pe care le-am văzut în acest campionat, marcate aici pe stadionul Milcovul. Și iată că în acest moment se încheie partida, victorie smulsă în ultimul minut de prelungire. CSM 2007 Focșani reușește să câștige în cele din urmă cu scorul de 2-1 în fața echipei CSM Pașcani. Golurile formației noastre au fost marcate de Săpunaru în minutul 16 și Claudiu Mihai în minutul 90 plus 5. Oaspeții au egalat în minutul 63. O victorie meritată în cele din urmă, dacă ținem cont de ocaziile pe care și le-au creat focșănenii. L-am lângă mine pe antrenorul echipei CSM 2007, Focșani, Vasile Burgă. O victorie cu emoții, aș putea spune, obținut, iată, în minutele de prelungire. Câteva cuvinte despre această partidă. Deci, cum așteptam, a fost un meci dificil. A fost un meci dificil, chiar vorbisem cu băieții înainte de joc, așa se întâmplă după orice victorie în deplasare, fotbaliștii români au în general un recul. Dar în prima repriză am jucat foarte bine, am avut ocazii, le-am ratat ca de obicei, a doua repriză am început și a doua repriză în nota obișnuită de ratări, după care a urmat acel gol reușit din greșelile noastre. Și a trebuit să tremurăm până în ultima fază a jocului, în care Claudiu Mihai a reușit să marcheze un gol senzațional dintr-o lovitură liberă, după cum ați văzut și dumneavoastră. Cred că este cel mai frumos gol pe care l-am văzut în această ediție de campionat aici pe stadionul Milcovul. Așadar, iată că reușim să legăm două victorie după victoria de săptămâna trecută de la Dărăbani. Urmează un meci în deplasare la Valea Mărului, o deplasare de unde se pot lua puncte. Ce părere aveți? După cum se spune la fotbal, victoriile aduc victorii. Sperăm că și noi să fim în aceeași lungime de undă și ne dorim să mai câștigăm. Intrăm la fiecare meci cu dorința de a câștiga. Dar, după cum se știe, în sport nu depindem numai de ceea ce pregătim, mai depindem și de noroc, cum a fost și astăzi, de șansă și de ziua jucătorilor și așa mai departe. Dacă ar fi să faceți o radiografie, iată acum în etapa 8, am trecut de jumătatea turului, sunteți mulțumit de evoluția echipei în aceste partide? Ținând cont de programarea pe care am avut-o, am prins și am jucat cu primele trei formații clasate în seria noastră, eu zic că am avut un parcurs bun. Sperăm să avem rezultate pozitive și ne dorim în primul rând să ne însănătoșească cei 10 jucători accidentați pe care avem în momentul respectiv. Și după aia sper că vor veni și rezultatele scontate și dorite de noi. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare și vă rog să le transmiteți felicitări și fotbaliștilor focșani. Mulțumesc mult și dumneavoastră și o să le transmit și sunt încântat că sunteți alături de noi și vă așteptăm la fiecare meci să fiți împreună cu noi, să avem rezultate cât mai bune. Mulțumesc frumos! Lângă mine se află acum președintele secției de fotbal, domnul Gheorghe Căldare. Am tremurat, deși afară este cald, iată o victorie smulsă în ultimul minut, la ultima fază.
Dacă mă gândesc bine, ne-a venit și nouă rândul să ne bucurăm în ultimul minut al prelungirilor, cum s-au bucurat și gălățenii de la Oțelul, cei care și-au anunțat candidatura pentru Liga a doua, ne-au egalat în minutele de prelungire. Așa că e frumoasă victoria în ultimul minut, dar mult mai mult m-aș bucura ca să ne asigurăm cele 3 puncte din timpul meciului și cred că avem de lucrat la acele faze pe care le avem și nu le fructificăm. Antrenorii știu ce au de făcut și am încredere că vor rezolva acest lucru și nu vom mai trăi emoțiile, atât noi cât și spectatorii, ați văzut în număr destul de mare, încep să vină din nou la stadion și asta ne bucură, practic fără ei n-ar avea farmec sportul și în special fotbalul. Despre jocul echipei am vorbit cu antrenorul formației noastre, despre condițiile de pregătire, alte detalii din cadrul echipei, dacă puteți să ne dați câteva amănunte. Ce să spunem, tot ce au cerut antrenorii, de fapt staful tehnic al echipei, jucătorii, li s-a pus la dispoziție, sunt condiții destul de bune, primarul, conducerea clubului sunt alături de noi și atunci când solicităm a fi sprijiniți, toată lumea răspunde pozitiv. Ne gândim să îmbunătățim condițiile lor și cât de curând vor apărea câteva surprize plăcute, atât pentru antrenori cât și pentru jucători. Toate astea cred că în pauza competițională din ian. Încercăm să rezolvăm pe parcurs până la acea pauză competițională, atunci să stabilim detaliile pentru retur și să ne pregătim acea echipă care vrem ca în sezonul viitor să devină o candidată la promovare la Liga a doua. Vă mulțumesc și vă urez mult succes! Mulțumim și noi pentru participarea la fiecare meci, pentru transmiterea pe postul dumneavoastră de televiziune a acelor secvențe din meci sau a meciului în totalitate. Asta denotă că și televiziunea Atlas este lângă sportul vrâncean. Ionuț Manu, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren astăzi, chiar dacă nu a înscris, a reușit multe faze frumoase. Câteva cuvinte despre această partidă, iată, încheiată în cele din urmă cu un deznodământ fericit. Vă mai așteptați să înscrieți golul victoriei la ultima fază? Da, bună ziua! A fost un meci foarte, foarte greu. Spunem, a fost o victorie meritată, o victorie în care cu toții am muncit foarte, foarte mult. Ne-am pregătit foarte bine săptămâna aceasta. Cu alte cuvinte, spun eu că am făcut un joc reușit, chiar dacă am avut câteva ratări, dar ocazii s-au răzbunat. Ținând cont că am avut și câteva probleme în meciurile trecute când ghinionul a fost de partea noastră, acum ocaziile s-au răzbunat și victorii aduc victorii pe scurt. Este a doua victorie reușită. Ce urmează acum? Un meci la Valea Mărului? Da, un meci foarte important, spun eu. Un meci în care o să mergem să câștigăm, pentru că, spun eu, avem un lot foarte, foarte valoros și de ce nu trebuie să ne batem acolo sus. Spun eu că o să avem un cuvânt de spus în echipa care va reuși promovarea în eșalonul al doilea. Care este atmosfera în lotul echipei? Da, este o atmosferă foarte, foarte bună, mai ales acum colegul nostru, Claudiu Mihai, a dat un gol senzațional, trebuie să-i facem cinste. Suntem foarte, foarte bucuroși și sperăm noi să o ținem pe această linie, deoarece, vă dați seama, victoriile aduc victorii.